Se împlinesc 105 ani de jandarmerie bănățeană. La data de 1 august 1919 soseau la Timișoara primele efective de jandarmi ale structurilor teritoriale din jandarmeria română. După emiterea înaltului decret regal numărul 1694 din 29 aprilie 1919, ce prevedea înființarea brigăzii patru jandarmi din care făcea parte regimentul 9 jandarmi cu destinația Timișoara, prima zi a lunii august aducea în Urbea de pe cu administrația română recent instaurată la 28 iulie 1919, primii 480 de jandarmi aflați sub comanda capitanului Buna Gheorghe, urmând ca la 2 august să sosească de la Lugoj alți 550 de jandarmi întâmpinați de prefectul dr. Aurel Cosma. De atunci și până în zi de astăzi, misiunea efectivelor de jandarmi din cadrul structurilor teritoriale bănățene a fost aceea de a acționa ca un garant și apărător al liniștii, ordinii publice și valorilor democratice în județul Timiș. În memoria celor de atunci, în onoarea tuturor celor care au servit patria sub drapelul tricolor și care nu vor fi uitați. Recunoștință celor de astăzi pentru efortul depus în slujba cetățeanului, mereu alături de comunitate. La mulți ani Inspectoratului de Jandarmi Județean General Moise Groza Timiș. La mulți ani Jandarmeriei Bănățene.